Fracțiunea parlamentară a platformei DA a anunțat că va iniția procedura de demitere a lui Pavel Voicu. Mai exact, deputații au pregătit o moțiune simplă împotriva activității Ministerului de Interne. Parlamentarii mai cer și demiterea directorului SIS, Alexandrei Saulenko. Motivele invocate sunt inacțiunea autorităților în cazul moldovenilor răpiți miercuri de așa numitele servicii de securitate de la Tiraspol. Noi vedem paraliciul, paralizarea totală a organelor speciale ale statului, care prin definiție sunt menite să asigure securitatea statului. Convocăm birou, la birou stabilim de urgență ședința plenară a Parlamentului, la care să audiem șeful ISIS-ului și ministrul afacerilor interne. Deputații platformei DA au elaborat o moțiune simplă asupra activității Ministerului de Interne și un proiect de hotărâre privind exprimarea votului de neîncredere față de directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandrei Saulenko. Deputații spun că securitatea statului este în pericol. Am văzut tot mai multe eșecuri din partea Serviciului de Informații și Securitate în ceea ce ține de nemijlocit atribuțiile pe care trebuie să le întreprindă acest organ important al statului în legătură cu securitatea noastră națională. Fracțiunea platformei DA, formată din 11 deputați, nu are suficiente voturi pentru aceste demersuri. Pentru moțiunea simplă e nevoie de 15 semnături, iar proiectul de hotărâre care îl vizează pe directorul SIS are nevoie de 34 de semnături. Ulterior, fracțiunea PAS a anunțat că sprijină demersul colegilor cu privire la moțiunea simplă împotriva lui Pavel Voicu. Însă nu au spus nimic despre intenția platformei DA de a-l demite pe directorul SIS. Am solicitat deja textul de la, colegii de la platforma DA. Vrem să vedem textul, vrem să vedem argumentele, să eventual să venim și noi cu completări. De cealaltă parte, deputatul PDM, Alexandru Jizdan, afirmă că fracțiunea democrată nu intenționează deocamdată să susțină moțiunea. Atunci când vom constata că organele abilitate nu și-au îndeplinit atribuțiile de serviciu și-au, dacă vreți, falimentat în gestionarea acestui caz, desigur că noi, în cadrul fracțiunii Partidului Democrat, vom examina acest subiect. Am transmis o solicitare oficială serviciului de presă al SIS pentru o reacție, dar deocamdată nu am primit un răspuns. Nici ministrul de interne, Pavel Voicu, nu a comentat declarațiile deputaților platformei DA.